Între două vecine din comuna Ion Creangă a izbucnit luni 12 august un mare scandal care s-a lăsat cu înjurături, amenințări și cu lovituri. Doar într-o poartă de tablă, pentru moment. Spiritele s-au inflamat de la faptul că familia Uncrop a început reconstruirea unui gard la oarecare distanță de unde fusese inițial, ceea ce a iritat-o pe doamna Niță, vecina de mai jos. Ambele s-au bălăcărit, s-au amenințat, se pare că s-au și fugărit puțin, după care au chemat primăria. Nemulțumită de rezultat, doamna Niță a chemat televiziunea. Iată o scurtă mostră din dialogul vecinilor. Filmați și acolo. Aici gardul ăsta era cu jumătate de metru unde s-a așa. Așa a fost gardul. L-am mutat cu jumătate de metru mai încoace. Eu am zis că nu mă interesează, e zoanul, e o jumătate de metru. Taci din gură, să taci. Nu, n-ai adus nimic, nu vorbi prostii. Vorbești drept. Tu vorbești drept. Așa. O mutat gardul ăsta, era așa, cu jumătate de metru, l-am mutat mai încoace. Pentru că casa nu era construită așa. Casa și eu, o intrat în gardul meu acolo așa. Am făcut o magazie acolo înaltă, pentru că i-a prins la furând lemne. Îmi furau și lemnele din ogradă. Eu furam lemnele? Da. Dar m-am amestecat, te rup pe mine, dacă nu se ne-ați furat gâștile. Să nu mă, ascultă, de la tine niciodată. Că ai venit și ne-ai bătut în poartă. Ce ți-am luat eu, să mă luat cancerul, să și ți-am dat și eu, putoare-o. Ți-am dat și eu, că murei de frică. Gata, fără scandal, gata. Lasă. Și este, este lege, terminată. Faci gardul ilegal. Este lege. Dar nu vă mai... Și măsurați, măsurați și de acolo, cum au construit acolo. Și am văjeagul și ala. Eu am magazin de lemne acolo. El a construit văjeagul în... Mie mă foc magazin. Matali, când ai construit, ce, ce ai zis? Au avea intr-o apă în 91? În 91! Am mutat temelia? Am mutat temelia? Da, ce ai zis? Lucica, lasă-mă că facă treabă, nu mă înățesc, că n-am unul sac cu care, para, nu? Nu-i scrii că intr-o apă sau în asta? Nu scrii că intr-o apă sau în asta? Ne-am mâncat o viață întreagă, așa ne-am mâncat. Corect? Da, da. Asta trebuie să se pute cu cadastrul, doamna. Corect. Că nu există în spațiu corect. Liber. Să măsoare la ea, să măsoare și la noi. Și cine te las la primărie cu să vină cu actele cadastrale? Să vină, să vină. Și să măsoare. Să vină, să vină. Păi da. O construit magazie, eu am avut gard de ani de zile. Veniți și vedeți, o construit magazia pe stâlpii mei de la gard. Și apa atâta curge în ograd la mine. Nu i-am zis nimica. Ei când curge de ei și au zis, vai de mine, curge la mine în ograd. Am înțeles. Bă, e corect. Curge la ei în ogradă. Am făcut unul. Și acum am deviat cu 30 de centimetri ca să bag ceva de acolo, să nu se oprească apa acolo așa. Să vii cu așa afară, ca să nu se ducă nici la ea. În curtea la dânsa se duce, clar. Nu se duce, pentru că uitați toate temelia de la gard. Eu am avut greții pus la gard acolo. Și toată greții ai dus, uite, am adus o șanță. Aici că s-a dărâmat din cauza apii. Nu din cauza apii, pentru că a ieșit în afară cu gardul. Dacă am ieșit în afară, eu strigam. N-ai cum apa să vină tot încoace. Domnule, îl dau eu dacă stric, dar nu se duce la ea în ogradă. Îl dau în direcția mea, în șanță. Este șansa aici să duci la vale, nu se duci. Nu? Terenul ăsta de aici. Este meu, că e în direcția mea. Este a primăriei. E terenul public. Nu, nu. E pe cadastru. A fost adunat după, ascultați. Dacă asta vă făceați și da, n-am făcut, ascultați. Socul meu cândva odată, o avocat așa. Scandalul nu are decât aparent cauza nerespectării hatului, ci e rezultatul unor mulți ani de frustrări și de conflicte mici între doi vecini care nu se suportă reciproc. Viceprimarul comunei Ion Creangă, după ce s-a întors din teren, ne-a declarat. În urma sesizării numitei Niță Neculai, din satul Ion Creangă, de pe strada Icea Brăteanu, o comisie formată din subsemnatul, un domn de la mediu și un domn de la cadastru, urbanism, ne-am deplasat în locul sesizat, am constatat că un gard care era vechi și care era în formă de distrugere, de degradare totală, a fost demolat, în urma căre s-a încercat construirea unui gard. Totul se întâmplă la familia Uncrop Vasile. Meseriașul care îi rudă de-a lui, finul copilului, a încercat, fiind meseriaș, să alinieze gardul, să aibă un aspect estetic normal, corect. Fapt și în partea despre familia Niță s-a ieșit cu vreo 70 cm pe o lungime de vreo 2 metri și ceva. Fără să afecteze familia Niță. Eu dacă aș fi fost în locul familiei Niță, îi dădeam voie să vină mult mai mult să iasă, să facă
bordură de beton mai mare, pentru că acolo când vine apa de sus, intră apa în curte și era un beneficiu pentru familia Niță. Dar totul nu pleacă de la acest gard, totul pleacă de la neînțelegere din timp între familii. Inițial, când domnul Uncrop a solicitat documentații, a spus, domnule, ce-mi trebuie, cum trebuie, nu se punea problema că se va ajunge la discuțiile care au fost astăzi. Noi, ca primărie, am luat măsura asistării lucrării până la intrarea în legalitate. I-am solicitat lui domnul Uncrop să facă documentații de construcție gard. Noi eliberăm certificat de urbanism, unde îi cerem aviz, mai multe avize, printre care și de la domnul județene, pentru că este pe drumul județean 207C. Iar drumurile județene nu dau aviz decât de la ax să aibă, nu știu, 12-15 metri, pentru că ei se gândesc în viitor dacă vor extinde șoseaua. Sper că s-a înțeles, s-a asistat lucrarea, între ei au avut schimburi de cuvinte cam neortodoxe, dar le-am spus, dacă nu au probleme de, în jurii din astea, competența este organele de poliție de a lua măsuri de sancționare. Noi o să le comunicăm în scris și la unii și la alte măsuri luate. Dacă se va continua lucrările, vom sancționa pe cei care au construit gardul. Așteptăm să vedem pașii lor.